mai bătută, frecată, făcăluită, aceeași mâncare, sub trei denumiri diferite în funcție de zona din care proveniți. Eu recunosc și îmi cer iertare, am bătut-o un pic astăzi, doar cât să ajung la consistența pe care o preferăm. Bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Elena și astăzi vă invit să rămâneți alături de mine să vedeți cum am pregătit această rețetă. Pentru această rețetă voi folosi 1 kg de fasole boabe, 100 de grame de morcov, 100 de grame de păstârnac, 150 de grame de ardei, am aici roșu și galben, 100 de grame de țelină rădăcină, am aici o tijă de țelină, 5 căței mari de usturoi, 2 cepe potrivite, aproximativ 100 de grame, sare și piper după gust și 1,5 litri de apă. Pentru prăjeală voi folosi 200 de grame de roșii în bulion, 200 de grame de ceapă și un mix de condimente. O linguriță de sare, o linguriță de zahăr, 1/2 linguriță de boia dulce, 1/2 linguriță de piper negru și 1/2 linguriță de oregano. Pentru început voi pune fasolea într-o oală. Vreau să vă spun că eu folosesc fasole la conservă. Este deja prefiartă și este mult mai sigură de lucrat cu ea atunci când faceți fasole bătută. În cazul în care folosiți fasole uscată, este bine să o puneți la moi cu o seară înainte sau cu măcar 12 ore pentru a se umfla și a mai elimina din toxine. Apoi, a doua zi, o puneți la fiert în apă rece. În momentul în care începe să fiarbă, aruncați apa și repetați procesul de 3 ori. După ce ați aruncat apa a treia oară, o puneți din nou la fiert. Atenție, de fiecare dată puneți cu apă caldă la fiert și o lăsați să fiarbă 30 de minute până la o oră, în funcție de fasolea pe care o aveți și cât timp îi ia să fiarbă. După cum spuneam, eu am aici fasole deja prefiartă, dar o voi pune pentru aproximativ 15-20 de minute la fiert, împreună cu câteva legume, pentru a-i da un gust bun. Am legumele tăiate bucăți mari, le pun în oală, voi acoperi cu apă, iar la sfârșit voi folosi aceste legume pentru a da un gust mai bun preparatului. Ceapa este singura pe care nu o voi mai folosi la final. Acopăr cu apă. Este deja caldă apa mea. Perfect. Pun cam o lingură de sare. Întotdeauna gustul vom fixa la final, dar din această lingură de sare își va lua pentru moment. Și 1/2 linguriță de piper măcinat. Voi pune acum la foc și din momentul în care începe să clocotească, voi lăsa pentru aproximativ 20 de minute cât să se facă legumele. Cât timp fasolea stă pe foc, mă voi ocupa de prăjeală. Voi toca ceapa destul de mărunt și o voi pune la foc, la călit. În momentul în care fac această prăjeală, îmi place ca roșiile să le blenduiesc un pic împreună cu condimentele, înainte să le adaug în tigaie. Și asta voi face la pasul următor. Într-un recipient înalt, voi pune roșiile în suc și voi pune acest amestec de condimente. Nu este musai să folosiți roșii în suc propriu, puteți folosi direct bulion sau chiar și roșii proaspete. Și voi blendui un pic. Perfect. Acest suc îl voi adăuga la final peste ceapă. Am pus la încins 30 de ml de ulei de floarea soarelui. Acum voi pune ceapa la călit și o voi lăsa până se călește foarte bine. Probabil în jur de 10 minute. Pun un pic de sare, foarte puțină. Nu uitați că am pus sare deja la sucul de roșii. Voi mesteca continuu și o voi rumeni frumos. Ceapa s-a rumenit frumos, este momentul să adaug sucul de roșii.
voi mai lăsa la foc 5-7 minute. Sosul este gata. Are destul de mult ulei, dar așa este normal la acest tip de fasole. Îl voi transfera într-un alt recipient și mă voi ocupa de fasole, care și ea a fiert între timp. Zahărul pe care l-am pus mai devreme la sucul de roșii este pentru a atenua din aciditatea acestuia. Au fiert legumele, fasolea, după cum știți, era deja fiartă, dar s-a impregnat cu toate gusturile bogate și toate vitaminele legumelor. Acum o voi strecura și trecem la pasul următor, pasatul acesteia. Am strecurat fasolea de zeamă. O parte din aceasta am păstrat-o aici, în cazul în care va fi nevoie de ea. Acum, cu un mixer vertical, voi mixa compoziția. După cum vedeți, am lăsat aici rădăcinoasele, doar rădăcinoasele din toate legumele care le-am pus, pentru că vor da o aromă foarte bună produsului final. Voi mixa acum și vom vedea pe parcurs consistența, dacă avem nevoie sau nu să adăugăm apă. Fiecare o face după gustul lui, mai fină sau mai puțin fină. Are consistența bună, acum voi adăuga usturoiul. Transfera acum pe o farfurie și voi completa cu sosul sau prăjeala, cum vreți să-i spuneți. Legumele au dat un plus de gust. Arată deja foarte bine. Sper să-l încercați. Este foarte gustos, foarte căutat în această perioadă de post de către români. Ia priviți ce bunătate e aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă reamintesc că fiecare like, share și subscribe contează foarte mult pentru mine și mă ajută să cresc această comunitate frumoasă. Nu uitați de asemenea să activați clopoțelul în momentul în care vă abonați pentru a fi la curent de fiecare dată când postez ceva nou. Pentru mai multe rețete gustoase, click aici, iar până data viitoare, v-am pupat!